Astăzi învățăm chat cum să te îmbraci în 2023. Ia. Dacă ai dat click pe videoul ăsta și chiar te aștept să zic așa de ușor cum să te îmbraci în 2023, îmi pare rău pentru tine. Ia. Trebuie să stai până la finalul clipului, altfel nu o să înțelegi ce vreau eu să zic aici la început. Follow pe Instagram Semineduț, unde postez zilnic meme-uri fashion related. Follow pe TikTok tot Semineduț pentru TikTok-uri ocazionale și hai să-i dăm bătaie. Știți ce nu prea-mi place mie personal? Faptul că la noi în țară fashion-ul a devenit o competiție. Fiecare vrea să arate ce și cât are. Și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Oh, bro, oprește-te! Nu mai e funny. Se vede clar că am început să ne îmbrăcăm ca să impresionăm pe cei din jur. Which is wrong, dar nu mă înțelege greșit. Într-un fel e bine că ne preocupă modul în care arătăm. Adică suntem îngrijiți, la modul ăsta mă refer. Dar sincer acum, pe cine vrei să impresionezi? De ce tratezi fashion-ul ca pe o competiție? Hă? Ce ai zis? Vrei să impresionezi fete? Crede-mă pe cuvânt. Dacă fata de care îți place e obsedată de Adidas și tăi, cel mai bine ar fi să pleci. Doar zic. Și în caz că ești fată și prietenul tău are în telefon mai multe poze cu Adidas și decât are cu tine, fugi. Doar zic. What? Nu, pe bune acum. Nu pot spune că e un lucru chiar așa rău faptul că există competiția asta continuă de care mai de care se îmbracă. Ce competiție, mă, în România? Bă, Semine, dar ai nebunit cu capul, bă. Ce competiție în România, mă? Arată-mi tu un român care are vreo treabă cu îmbrăcămintea. Cu demonul, dacă e vreun român demon vestimentar. Arată-mi tu, frate, că dacă mi-areți unul să mă bată tata de nou, eu te felicit. Te felicit tare. Că nu cred, bă, tată. Nu cred tu că ai găsit român care să știe să pună pe el haine. Nu cred. Nu cred. Gen, nu cred. Nu cred, bro. Nu cred. Unde e pula mea poza aia, mă, chat? Mă, caut o poză aici și nu o găsesc. Stați o secundă. O secundă și mi-a fost de ajuns. Bă, unde-i, mă? Bă, unde-i, mă, frate? Ești prost? Ești prost. Așa e că ești prost, bă, chat. Stați un pic. Da, mă, ești prost, unlucky. Bine. Eram în gară în Buzău și mi-așteptam trenul când deodată am fost abordat de un individ în scaun. Dick riding is crazy. Nici eu nu știu că-s vai de emorții mei. Să-l ajut și pe el să intre în casino. Era o treaptă destul de mare acolo și nu putea să intre. Și am spus nu. Vezi ce zic? Nu știu dacă am făcut un lucru bun sau am făcut un lucru rău. Practic am refuzat să ajut pe cineva în scaun cu rotile. Știi mai sus care sens? Salut, de poți răspunde la mesaj? La fel e și cu competiția. Frugăr in aesthetics, back it again. Ce, bă, ce vorbești, mă, Lilfe? Bă, coaie, tu dai bacul acum și ai nebunit. Primul sfat pe care vi-l dau eu în legătură cu ce ar trebui să faci în 2023. Lilfe m-a nebunit, chat. E să arunci dracu tech flisola ăla și uptempo-urile. E să nu vă mai cumpărați fost vreodat, haine bă. Doar pentru că aveți Adidas care se potrivesc. Sau invers, să nu vă mai luați Adidas doar pentru că aveți haine cu aceleași culori. Mor când oribil. Aud. Mi-am luat bluza asta ca să asortez cu Adidas și fiindcă sunt aceleași culori. Mă refer vocile au acaparat individul, sincer. Spre exemplu, dacă am o pereche de sneakers verde neon... Nu o să-mi iau o bluză sau un tricou sau hanorac sau geacă verde noapte neon. Noapte bună, capibara. Arată oribil. Ok, aici contează mult și ce fel de sneaker și ai. Dacă culoarea predominantă eu a sneaker-ului e de calitate. Mov, exemplu, a, uite, mă, n-o ce salea! Complet mov. Dați-le foc! Poți alege un tricou. Arde-ți-le pe rug. Te înțeleg, în schimb, poți alege un tricou care are câteva detalii mov. Înțelegi ce zic? Make it a bit spicy. Don't be too simple. Hai să le luăm pe nivele, ok? Ăsta e level 1. Cum ziceam, brother, ai Adidas de brother. Culoare mov și ție un tricou. Luăm pe nivele. Devii la mine cu fitul ăsta, zici că e bun vomit pe tine. Ce-i mă hoitul ăsta, mă, frate? Ești prost? Nivele, ok? Ăsta e level 1. Cum noapte ziceam, bună, ai Adidas de culoare mov și ție un tricou și arăți de parcă te-a îmbrăcat mămica. Level 2. Ai un hoodie de aceeași culoare ca sneaker și diferența e că aici poți face un layering cu un tricou alb pe dedesubt și va arăta puțin mai bine față de cum ar arăta doar cu un tricou. Dacă mă dau pe skate, am voie să port Nike SB, ai voie să porți orice ai face again, Nike SB. It's too simple. Trecem la level 3, care practic mergi la sigur. Pantaloni negri, tricou alb, sneakers colorați. Nu prea ai cum să dai greș. But again, it's too simple. Level 69.
E, aici intervine ce ziceam eu mai devreme. Mi-am luat tricoul ăsta crem cu niște detalii mov. E mai ok ca înainte, nu? Dar parcă și așa țipă puțin try harder. Level 99. Aceeași pant... Level 99 înainte, nu? Dar parcă și așa țipă... Brother, ce-i acțio-ul ăsta de aici, mă, fra? Ce-i acțio-ul ăsta, man? Ce e acțio-ul ăsta? Bă, câte decenii o să trebuiască să mai treacă ca oamenii să-și dea seama că Jordanii ăștia înalți îs ca pula, frate? N-arată bine nicicum! Câte decenii? Try harder. Level 99. Aceiași pantaloni cargo negri, tricoul ăsta gri închis cu textul ăsta mov în partea de sus. Better, nu? Vezi ce zic? Nu mai țipa așa mult după atenție și nici nu te deranjează vizual, nu? Am vorbit prea mult despre Adidas și... Dar oricum, pantalonii aia, bă, seminet, fratele meu, aruncă-i, tată. Aruncă-i, n-am stemit, aruncă-i, doamne. Simt highbeast. Bă, să știți o vorbă de la mine, fiți vizual, nu? Am vorbit prea mult despre Adidas și încep să mă simt... Astea de la... Ăsta de la Ikea. Highbeast. Bă, să știți o vorbă de la mine, fiți atenți. Faceți TikTok-uri cu muzică din aia motivațională pe fundal că urmează să zic ceva foarte important. Nu contează câte perechi de Adidas ai, la sfârșitul zilei tot de sculți ne băgăm la somn. True. Anyway, fiți atenți, la faza cu fashion-ul, nu știu cum stă treaba la voi, dar o să vă spun despre mine. De ce îmi pasă mie personal de felul în care mă îmbrac? Răspunsul e simplu, pentru că sunt urât cu spume și trebuie să compensez cumva. Știți voi să atrag atenția în alte locuri departe de față. Zi-mi în comentarii care e motivul tău. Ce sfat pot eu să-ți mai dau e să încerci să-ți găsești stilul personal. Știu, e greu. Trăim... W red, but also low-urile sunt mid. Bro, absolut... Man, absolut, absolut fiecare papuc, Dunk, Jordan 1, Air Force nu, că Air Force e ok, mai, alea negre, simple, țuț. Dar absolut oricare Air, Dunk sau Jordan 1, indiferent că e mid, low, high, maxi, extra, meniu cu Apple Fry de ăla, Apple Pie, morților, toate îs jegoase, bă, jegoase, jegoase. Bă, chat, trebuie să știți, mă, o chestie, mă, frate. Vine un timp în viața fiecăruia, poate că mulți dintre voi n-ați ajuns acolo, dar vine un timp în viața fiecăruia când crești, ajungi la o anumită vârstă, când... Nu mai merge să te îmbraci cu papuși de copii de 12 ani. Și când crești, trebuie să începi să act your age. Și asta nu vine că vrei tu să act your age. Asta e efectiv gen... Vine de la sine, nu-i ceva ce te gândești tu că mamă. Vine de la sine, știi ce zic? Vine de la sine. Cum nimeni nu te-a învățat cum să fuți, dar știi să fuți, vine de la sine. Știi ce zic? Și... Deja e gata, tată, să mă bată, tata, au fost până într-un timp, dar nu mai. În țara în care toți avem un stil personal, păcat că stilul ăla personal pe care l-aveți toți e al lui Central C, nu mă înțelege greșit, nu e nimic în neregulă să ai un model pe care îl respecti și după care vrei să te ghidezi, dar în loc să copiezi unul la unul și să faci cosplay Central C, sfatul meu e să iei ceva elemente din stilul oamenilor de la care te inspiri și personalizează-le. Da, pe bune acum, am mai zis și în alte clipuri, experimentează multe stiluri, combină-le, vezi dacă merg împreună, mai adaugă și de la tine și sincer, de când am zis asta ultima oară, ați fost câțiva care mi-ați trimis poze pe Instagram și mi-a zis că mi-ați urmat sfaturile și ați încercat și alte haine față de cele cu care erați obișnuiți. Which is very nice. I guess I'm a fashion influencer now. Vreți să vă arăt ce e mai hard? Las că vă arăt după cele după mai bune outfituri sunt cele episodul ăsta. Vă arăt. Vă dau free sauce. Vă arăt ce e mai hard Jordan. Pur și simplu arunci pe tine ce ți-e la îndemână și bam, ai făcut un fit cu care ai putea să o impresionezi și pe Kylie Jenner sau pe Raluca Bădulescu.
Deci da, încearcă-le pe toate. Ai oricum o varietate. Cât self-confidence ai de la 1 la 10? Cu sportul, cu unbeatable. Bune, unbreachable. Prin simplu fapt că nu te limitezi la un singur stil sau la un singur outfit, după părerea mea, bineînțeles. Mă, ce? Când zic eu căcaturi de astea despre fashion și așa mai departe, take it with a grain of salt. Știi ce zic? Pentru că fiecare se îmbracă și își ia ce haine vrea, ce papuci vrea. Mă doare în pule ce vă luați. Sincer, dacă îi sunăm până acolo de la A la Z. Sincer, mi se rupe. Cu cât mai mulți oameni care se îmbracă cu Jordan 1s, cu atât mai bine pentru mine. Știi ce zic? Tu meu de vedere. Also, nu-ți trebuie mulți bani ca să faci treaba asta. Just get some good basics. Și încă o chestie. Să știi că overall nimănui nu-i pasă de stilul tău mai mult decât îți pasă ție. Asta dacă nu ești Travis Scott sau Central C. Dacă ești unul din ei, îmi cer scuze și poate îmi dai și mie un share la clipul ăsta, te rog frumos, dacă tot am adus vorba de voi aici. Încearcă să nu mai iei tot în serios când vine vorba de fashion. Ok, fiți atenți. Lăsând hainele și adidasii la o parte, accesoriile sunt o parte foarte importantă când vine vorba de fitul tău. Gândiți-vă la outfit ca la o pizza margherita, ok? Aia, da. Cam simplu. Hai să adăugăm ceva accesorii. Much better now. Accesoriile sunt cu adevărat cheia completării outfiturilor bune. Plus că îți dau personalitate. Bă, fie nu, că... gen, gustul e obiectiv. Dacă vorbim despre Versace Chain Reaction... Când vorbim despre Versace Chain Reaction, aici nu poți să zici că gustul e obiectiv, frate. Subiectiv, pardon. Ai, când vorbim despre așa ceva, aici nu poți să zici că gustul e subiectiv. Gen, e imposibil să zici că gustul e subiectiv când vorbim despre așa abominații. Gen, man. Sunt lanțuri, inele, brățări, ceasuri, poartele cum trebuie și o să adaugi un glow outfitului. Partea cea mai bună când vine vorba de accesorii e că aici nu prea trebuie să ții cont de nimic. By the way, aia care ziceți că perlele sunt pentru fete, să-mi luați în gură. Și mă opresc aici cu... Perlele sunt pentru fete, brother. Brother Semine. Perlele sunt pentru fete. Perlele sunt un accesoriu și pentru fete... care se perlele se poartă la o rochie, la o morții mei. Nu porți perle cu Jordan și cu cargo, ești prost? Gen, n-arată nici cum, bro. Let's be fucking real. Cu accesoriile, pentru că tocmai m-am gândit că subiectul ăsta ar merita un videoclip separat. Deci, suntem bine pe idee aici la Seminet pe canal. Ok, so, până la urmă, tu chiar vrei să știi cum să te îmbraci în 2023, nu? Well... Îmbracă-te cum vrei. Again, doar my opinion, my opinion. My opinion, dar se mine scapă, frate, de cargo ăia de ai pus în clipul ăsta. Scapă, frate, că nu te avantajează deloc. Să bagi în seamă că sunt atot știutori. Inclusiv de la mine, nu mă ascultați. Dacă vrei ce să iei o opinie eu de la... Îmi place când mai aud pe la unul sau pe la altul. Nu worst dressed YouTuber. Asta nu se mai poartă. Nu mai purta tricouri cu scris că nu se mai poartă. De ce porți Vans dacă tu nu te dai cu skate-ul? Ăia sunt cargo? Aruncă-i, dă-i de pomană, sunt de pe vremea lui Ceaușescu. Taci, te rog eu, taci. De unde mi-a știi tu ce să mai poartă și ce nu? Uită-te se la tine înainte ce vrei să vorbești, ok? Exact, ești prost. Se dați poartă ce vrei. Numai... Bine, hai să vă arăt, ce e mai tare Jordan. Jordan 2, ăștia erau, da. Ăștia, Retro Winter. Retro Winter ăștia, top 3. Retro Winter ăștia, insane, on foot, așa. Mai este Jordan Boot. Care, unde-i? Boots ăștia? Nu ăștia. Ăștia, numai că nu cu... Stai așa că este și o variantă care e mai... Nu știu exact cum se numește varianta aia, frate. Black. Unde e varianta aia, mă, fra? Așa. Jordan Boots, da, varianta aia, Caterinca, dar nu o găsesc eu acum, varianta aia, Caterinca. În fine, este o variantă de Jordan Boots care e insane, nu e asta. Nu e asta, dar insane. O variantă de Jordan Boots care e insane, dar nu e asta, nu o găsesc aici pe imagini. Ok. Stai așa că vă găsesc acum, one sec.
Asta. Ba nu, ca... Asta e, mă, asta e, asta e. Gen, uitați ce insane arată, bro. Uitați-vă, mă, ce insane arată, gen. Look at this shit. Gen, arată chiar insane. Și uitați cum arată on foot, gen. On foot. Că foarte mult, foarte mulți când vă luați papuci, vă uitați numai așa cum arată pe site. Da, bro, trebuie să te vezi și cum arată on foot. Că una e pe site și una e on foot. Arată insane, ești nebun? Cu niște shorts. Da, na, ce să zic? Eu nu știu pe așa, nu știu. Luați Techflix. Hai, bye, bye.